În sfârșit avem și vești bune. După data de 15 mai este posibilă relaxarea unor măsuri impuse prin ordonanțe militare. Anunțul a fost făcut de președintele Klaus Iohannis după ședința susținută marți la Palatul Cotroceni împreună cu membrii guvernului. După data de 15 mai, dacă numărul de persoane infectate scade, dacă numărul de decese în urma bolii scade, dacă noi respectăm cu toții măsurile impuse de autorități și lucrurile merg înspre bine, este clar că putem să intrăm atunci într-o fază de relaxare. Vreau să spun însă de la început că această relaxare va fi făcută în pași, nu va exista o relaxare dintr-o dată. Șeful statului a condamnat vehicularea ideii ca persoanele de peste 65 de ani să fie carantinate. Potrivit acestuia, niciodată în România nu se va face o discriminare în funcție de vârstă în contextul epidemiei. A apărut o idee care a dus la foarte multă neliniște și vreau să vă spun clar cum stăm aici. Într-un astfel de plan, cineva propunea, de exemplu, o măsură aberantă, altfel nu pot să-i spun, cum că persoanele peste 65 de ani să fie carantinate, ba chiar să fie luate de acasă și duse în anumite zone de carantină. Dragii mei, așa ceva nu se va întâmpla, este inacceptabil. Noi trăim într-o societate liberă, o societate care se protejează în cazul epidemiei, dar în niciun caz nu venim cu astfel de măsuri totalitare, altfel n-aș putea să le spun. Deci persoanelor în vârstă le spun clar, stați liniștiți, nu vine nimeni să vă ia de acasă să vă ducă în carantină, nu vine nimeni să vă impună lucruri inumane. Iohannis a ținut să le mulțumească românilor care au ascultat de recomandările autorităților și au sărbătorit Paștele în izolare, dar și medicilor, polițiștilor, jandarmilor și tuturor celor implicați în lupta cu coronavirusul.